Și vă gândiți cine vrea să țină unda asta? Da, nicio problemă, care, oricine. Să trăiți, domnul Doancă. Ce faceți, domnul Doancă? La datorie, ați chemat. Doamne! Două ori, jumate, trei ori să ne chinem. Să trăiți, nu sunteți sănătoși. De ce? Mă, din Rusia avem pe cineva? Facem rost. Zdravă-te, tavarășe de aia. Aia, bra, ia mai zi o dată. Zdravă-te, tavarășe de aia. Zdravă-te. Intri să ne ducem la ei și pe urmă venim din Rusia. Și dracu să te duci, că nici nu intri și ești și mort. Pe Prahova mai avem încă un membru care... Îmi pare bine. Vă pup, Doamne ajută. Bun, hai să vedem că intră lumea. Bună dimineața, suntem foarte matinali. Suntem mai matinali decât presa. Suntem, haideți să vedeți ce hardughie și-a făcut OMV-ul după ce s-au dat șpăgile pentru petrol. Hai să vedeți. Ia fiți atenți, fraților. Da, nicio problemă. Deci, uitați-vă ce este aici și vreau să vă spun, clădirea se prelungește în spate. O să facem la un moment dat o filmare. Ia stai să merg eu așa. Începeți să întindeți ăla. Așa. Nu lăsa să scârțâne pe jos. Ușor așa. Țac, țac, țac. Lasă de jos, să nu se tine. Du-te acolo și ajută-i. Haide, începe să prindeți de el toată lumea. Ia fiți atenți aici ce avem. În momentul ăsta se desfășoară. Da? Stai că intru și pe TikTok acum. Avem un steag de 150 de metri. Mai avem nevoie de câteva persoane lângă domnul profesor. Hai, ca să le arătăm al cui este petromul și teritoriu. Aici este România, nu Austria, nu Imperiul Austro-Ungar. De ce nu vrea să comute camera? Mami! Unde e mama? Irina! Ok. Ia uite ce avem aici. Am nevoie! Ia uite! Bună dimineața! Să-i arătăm mastodontului ăstuia de Petrom. Da? OMV, că Petrom Ioc. Hei, ridicați steagul! Suntem în fața sediului OMV și am venit să le arătăm al cui este petrolul. Haideți, vă rog frumos, puneți mâna toți aici! Mai mergeți, sunteți prea mulți unul lângă altul în față, mai răriți-vă! Hai, veniți încoace! Haideți, haideți, mergeți aici, țineți de tricolor, vă rog frumos! Mai răriți-vă în față, veniți încoace! Haideți, vă rog frumos! Ești prea aproape, du-te mai încolo, lasă la o distanță de, nu știu, 10 metri. Cei din față, veniți mai coas, sunteți prea mulți pe metru pătrat acolo. Ștefan! Ștefan, vină încoace, te rog frumos. Bă, e fenomenal. Păi, trebuie întins, măi. Ștefan, te rog frumos, du-te în față. N-ai ce căuta acolo, ești mult prea unul lângă altul. Haideți mai încoace, haide, haide, haide! Așa. Și acolo sunteți prea aproape unii de alții! Da, mai...
Haide, mai răriți-vă! Și în partea aia, sunteți prea mulți acolo, mai duceți-vă în partea aia, vă rog frumos! Și aici sunteți doi, duceți-vă încolo, în partea ilaltă, mai veniți în partea asta unde nu sunt! Hai, da, asta sunt bună dimineața, hai! Două persoane mai avem nevoie mai în față! Asta este mesajul, duceți-vă în față, țineți asta! Asta este mesajul pe care îl dăm OMV-ului, Guvernului României, Austriei și Uniunii Europene. Aici este România și totul aparține României. Asta este mastodontul OMV, o necunoscută și o insignifiantă companie în 2003 cu 5.000 de angajați, care a cumpărat, de fapt, prin șpăgi, a preluat Petromul cu 66.000 de angajați, pe locul 2 în lume la extragerea și producția de petrol. Asta a făcut tot guvernul României de atunci, că nu e numai Năstase, e vorba de Băsescu, e vorba de Năstase, e vorba de Iliescu, e vorba de toate guvernele. Mai încoace, așa, întindeți-l un pic. Hai, întindeți-l un pic. Să fie mai întins, asta mai frumos, să vadă mai bine. Asta e protestul SOS România, prin care arătăm OMV Petrom, OMV-ului, că acesta... Bogățiile aparțin României, nu sunt decât ale statului român, care înseamnă poporul român. Cine dorește, poate să mai vină. Vom sta aici un timp în fața OMV-ului. Vreau să vă spun, duceți-vă mai în față. Vorbește aici. La ce? Nu îmi trebuie. Da. Să auzim noi. Am înțeles, să auziți voi. Nu trebuie să auzim noi. S-audă ei. Ok, avem un steag de 150 de metri. Mulțumim domnului profesor Șandru, profesor de istorie, care s-a săturat și el să vadă cum e devalizată România. Domnule Ciucă, ești un alt asasin economic al României, împreună cu Virgil Popescu, cu Bode, cu Ciolacu, cu toți, cu Barna, cu cine mai e, mă? Ăsta, Drulă, marea sculă care apare la locul 2 la prezidențiale. Cine te cunoaște, mă, că nici măcar noi în Parlament nu te cunoaștem? Ești un ilustru necunoscut. Toți sunteți niște necunoscuți care ați furat România și ați devalizat România și împreună cu Austria... Pentru că OMV-ul e societate de stat, ați devalizat tot ceea ce a avut România și mai are. Duceți-vă în față să țineți acolo. Ioc ce-mi bagă în curăță. Ok. Suntem în direct și pe Facebook și pe TikTok. Cine mai dorește să vină este așteptat să întindem steagul României, un steag de 150 de metri, prin care arătăm OMV-ului că aici este teritoriul românesc. Vreau să vă spun un lucru inacceptabil. OMV-ul a făcut un aranjament cu Primăria Capitalei, astfel încât trotuarul a ajuns proprietatea OMV-ului. Până și trotuarul este luat de către OMV, nenorociților! Voi sunteți hoții care ați distrus România! Voi împreună cu guvernele trădătoare ale României! Da, eu ca senator vă acuz pentru șpăgile date guvernului României și vă depun plângere penală pentru că din 2004 până acum ați furat, ați dat șpagă și ați furat tot ce a avut România mai bun și... Hai cu jos cu hoții! Sunteți la fel de vinovați! Bună ziua! Hoții strigă hoții! Bună ziua! Hoții strigă hoții! Ca să ne auzim, hoții! Austria, afară Austria din România! Gata, doamnă, se poate! Să ne auzim un
pic aici. Bună ziua, doamna. Bună ziua, doamna Alexandrescu. Eu am venit, am fost și eu, să știți, am încercat să vorbesc, am încercat să intru, să vorbesc cu domnul Maximescu, vicepreședintele de la OMV Petrom. Așa. Nu m-au lăsat să intru, m-am spus că ați primit indicații să nu permit accesul nimănui. M-au invitat să sun la birou de presă. Pot să vă filmez, da? Frumos, sigur că da. Și noi vă filmăm. Așa, mulțumesc. Am sunat însă la domnul Maximescu direct. Vino încoa și ține un pic ăsta. A doua sau a treia oară mi-a răspuns domnul Maximescu, l-am înregistrat. L-am întrebat, l-am întrebat de ce nu ne primește să discutăm.